Bună ziua tuturor! Astăzi îl avem invitat pe domnul Sorin Constantinescu, președintele Asociației Cazinourilor din România și expert în combaterea infracționalității economico-financiare în domeniul jocurilor de noroc, și vom discuta despre industria jocurilor de noroc din România. Cum vedeți? Cum s-a dezvoltat în ultimii ani industria de jocurilor de noroc din România? Păi ar trebui să mergem în ultimii ani din spate de tot, adică vorbim de anii 90. Între anii 90 și 93, din punct de vedere legislativ, nu exista nicio prevedere, nimica, și au venit cu jocuri în România cei din țările vecine, respectiv Serbia, Ungaria, Italia și așa mai departe. Înmulțindu-se jocurile foarte mult, în 93, în luna august, a fost prima comisie de jocuri din România, unde s-au acordat primele licențe. Încă din 92, eu fiind implicat în domeniul încă din 90, am ajutat, pe vremea aia s-a format un comitet așa de vreo 5 oameni pe sus, pe la etaj, la Ministerul Finanțe, și încercau să încropească o legislație, și am adus, eu mergând deja la târgurile de plofiri de afară de la Londra, am încercat să îi ajut cu legislație tradusă, nu aveau nici fonduri, nici buget pe vremea aia, le-am tradus legislația din mai multe țări europene care aveau tradiție în jocurile de noroc, mai ales Marea Britanie și Italia și așa mai departe, și-au reușit ca în 93, în luna august, să facă prima comisie de jocuri. Evoluția a fost spectaculoasă la început, adică nefiind legislație foarte clară și neavând statul român foarte mare experiență în controlul și în autorizarea jocurilor, au fost tot felul de încercări de fraudă, era garda financiară, pe vremea era poliția economică, au fost tot felul de oameni arestați și o grămadă de firme închise. Încet, încet, statul român a prins experiența, a mai schimbat legislația de încă de câteva ori, ajungând la ultima legislație care a fost deja lăudată la Bruxelles și una dintre cele mai bune legislații europene, respectiv legea care a fost din 2015. Și din 2015 avem și online-ul prevăzut în legislație, de unde statul român ia o grămadă de bani. Au venit cele mai mari operatori din domeniul din lume și din Europa ca să opereze pe piața românească. Au mai fost o tentativă în 2009 cu GU72, când s-a încercat promovarea online-ului, dar nu s-a reușit pentru că condițiile impuse de statul român erau așa de restrictive încât nimeni nu a venit să se autorizeze pentru licență. Fiind pe vremea aia la gri, nici alb, nici negru, firmele mari din domeniu au operat totuși. Și atunci, în 2014, când s-a lucrat la proiectul de lege, s-a introdus o amnistie fiscală și penală pentru cei care au operat din 2010 până în 2015, când a apărut legea, respectiv 5 ani de zile, că dacă plăteau 20%, cât era prevăzut în lege, din profit din retroactiv statului român, beneficiau de respectiva amnistie fiscală și penală, pe care eu am susținut-o foarte mult la Comisia de Buget Finanțe la Parlament, și oamenii au înțeles că această amnistie este foarte benefică pentru statul român, pentru că în alte condiții erau plecați, duși, și statul român nu mai recupera niciun bani, și am reușit să luăm 60-70 de milioane de euro imediat upfront la buget. A fost ideea mea asta cu amnistia fiscală și penală. Am luat 70 de milioane de euro imediat la bugetul de stat de la firmele care au operat în perioada respectivă. În 2015 au început să se elibereze licențe, acum avem 15 operatori online, avem ca număr de păcănele cam constant de vreo 3-4 ani de zile în jur de 70.000 de aparate împrășteate în toată țara. Aici e alt subiect de discutat, pentru că eu nu sunt susținătorul aparatelor împrășteate prin baruri unde au acces minorii, unde părinții încă la țară sau în orașele mici trimit copiii după țigări și barmanul nu-i vede când bag nota în aparat, și chiar sunt o grămadă de firme care sunt propuse pentru suspendare sau revocare licență din cauza că au fost prinși minori jucând la aparate. În orice țară europeană civilizată sunt săli doar specializate de jocuri, nu există aparate în baruri sau cum există la noi. Și sunt săli unde se controlează absolut orice persoană care intră, pentru că trebuie să vezi dacă persoana respectivă este dependentă, dacă își lasă ultimul ban la jocuri, dacă este minor, n-ai cum să controlezi. Așa cum sunt acum. Legislația nouă prevede două feluri de aparate. Aparate tipul 1, de slot mașini mă refer, care au câștiguri nelimitate, și aparatul tipul 2, care sunt mai ieftine ca licență, dar au câștiguri limitate. Unii operatori care n-au vrut să se supună acestei legislații au găsit o găselniță care e valabilă și în ziua de azi, și sunt sute de săli de pariuri mascate, care de fapt nu sunt pariuri. Sunt unii care și-au luat licență pe pariuri,
3-4 firme care oferă această licență celor care operează sloturi cu câștiguri nelimitate și într-un bar din orașul nu știu care sau din satul nu știu care găsește acolo o agenție de pariuri fictivă. Dacă vrei să mergi să pui un bilet, nu se poate pune. Și atunci ăla operează aparate cu câștiguri nelimitate care distrug familii, dau dependență și așa mai departe. Tocmai de-aia s-au și impus aparate astea cu câștiguri limitate care există în toată Europa, tocmai ca să se reducă fenomenul ăsta de dependență și de adicție. Pentru că e un fenomen foarte îngrijorător și nu poți să-l controlezi cu săli de astea împrăștiate prin toată țara cu câte 5 aparate. Eu, din industria de jocuri, nu mă bucur să nenorocesc un om, să iau banii, să iau casă, să iau familia. Vreau să controlăm acest fenomen și ar fi foarte ușor de controlat dacă ar fi doar săli specializate de jocuri de noroc, unde fiecare client care intră se poate verifica din punct de vedere al identității lui, din punct de vedere a sumelor jucate, peste tot în afară se face chestia asta, mai puțin la noi. Deci la noi încă la nivel de țară sunt 30-40 de mii de aparate împrăștiate prin toate cotloanele, prin toate orășele de provincie, unde nu există niciun fel de control asupra dependenței și asupra minorilor. Cum vă explicați că deja a devenit normal ca în orășele sau chiar în cartierele din București să existe farmacie, sală de jocuri, farmacie, sală de jocuri? Păi cei mai profitabil și la farmacie e o mafie ca și la jocuri, doar că vânzând medicamente, uitați-vă, nu există nicio țară din lume să facă reclamă atât la medicamente ca în România. Medicamentele costă se reproduc și un leu și se vând, dacă sunt de cancer, cu 2000 de euro sau cu 5000. Deci e o mafie foarte mare și cred că industria farmaceutică e a doua după petrol sau prima sau habar n-am. Adică oricum e mult mai mare mafia la farmacii decât la jocuri de noroc. Din cauza că chiriile la nivel de București sunt destul de ridicate, ca să poți să le plătești trebuie să ai o afacere care vinzi foarte mult. Jocuri de noroc, farmacii, bănci. Bănci iară, sunt niște cămătari cu acte regulă care dau bani împrumut legal, dar tot cămătari sunt până la urmă, farmacia cu mafia medicamentelor și jocurile de noroc cu vânzarea de iluzii. Deci cam ăștia au bani, ăștia plătesc chiriile. Când o să aibă și alții banii, nu o să vede niciodată un pantofar cu un atelier să își pună pe Magherul sau Băgarea Victoriei atelierul, că nu poate să-și plătească, vinde, repară și el doi pantofi într-o lună și face 3 lei, deci n-ai cum. De aia sunt așa farmacii, bănci și jocuri de noroc, pentru că sunt suportabile chiriile pentru ei. Au apetit românii pentru jocurile de noroc? Foarte mare. Deci au apetit foarte mare pentru că am fost 40 de ani în comunism, nu avem educație. Generația tânără a fost educată de părinți care au trăit pe vremea comunismului, unde toată lumea încerca să facă câte o găinărie, câte o mânărie, să facă un ban ușor. Dacă lucra la fabrica de șuruburi, fura un șurub și îl dădea la care lucra la fabrica de zahăr pe un kil de zahăr. Și atunci jocurile de noroc oferă un câștig rapid și ușor. Și noi suntem făcuți, adică nu neapărat noi ca și români, dar toate țările este europene care au fost afectate de comunism sau țările balcanice sau grecii, vrem câștiguri ușoare și rapide și atunci este foarte ușor să cădem în dependență. Iar dependența de jocuri de noroc este mult mai periculoasă decât dependența de alcool și decât dependența de droguri, pentru că nu sunt semne exterioare vizibile. Când ai pe cineva în familie care consumă alcool, îl vezi că îi tremură mâinile, are ochii roșii, este nedormit și îl întreb ce probleme are și încerc să-l ajut. Adică familia îl tot presează până la un moment dat se hotărăște să meargă la o clinică, la dezalcoolizare, să poată să-și revină. La droguri la fel, îi înțepat în mână, caută bani, se ia pastile și așa mai departe. Adică îl vezi automat că ceva nu intră în sevraj. La jocuri de noroc nu sunt semne exterioare vizibile. Toți care joacă și sunt dependenți de jocuri de noroc sunt ca mine și ca dumneavoastră. Adică nu există niciun semn exterior vizibil. Și atunci e foarte greu să vindeci această dependență. În plus de asta nu sunt clinici unde poți să le internezi 6 luni, să-i dai nu știu ce medicamente sau perfuzii sau nu știu ce, să-l scoți de acolo. Omul merge la un psiholog, vorbește cu el, stă o oră, două, când iese toate cele de păcănele, au niște reclame uriașe, intră ca muscă acolo și gata. Peste tot în Europa sunt interzise reclamele astea, gen Las Vegas, cum sunt la noi, pe toate panourile sunt reclame care fac în tot felul. Afară nu. Mă uitam și în Austria, e o reclamă mică, mititică, scrie jocuri de noroc, adică ăla care chiar vrea să joace și trece pe acolo, vede, dacă ieși pe mașină, nu o vezi. La noi te atrage, ceea ce nu e bine, adică nu e în regulă. Ar trebui să fie reclame de o singură culoare, monocrome, cenușii, mici și care chiar vor să... Exact. Și aș interzice imediat toate jocurile din baruri, pentru că v-am spus, e un fenomen foarte nociv și joacă copii. Eu nu concep așa ceva, adică nu... Cum să joace copii la jocuri de noroc? Fură bani de acasă, se distrug pentru societate, adică nu e normal. La parter de blocuri, la fel, sunt tot felul de sălițe de astea obscure, unde sunt tot felul de indivizi dubioși care scuipă semințe pe afară, sunt mizerabile, miros urât, locatarii sunt deranjați, adică aș interzice imediat toate
locațiile astea mici, mici de jocuri, aș lăsa doar țări specializate cu minim 20 de aparate, că așa sunt acum legislație. Sunt țări cu 20 de aparate, în provincie 15 aparate, iar restul ai voie să pui în agenții de pariuri. Corect, agenții de pariuri le-ați lăsat pentru că sunt agenții de pariuri clasice, sunt firme astea mari, operatorii din domeniu care au experiență și știu, dar n-aș lăsa aparate în baruri, unde nu au ce să caute aparatele în baruri, pentru că nu ai cum să le controlezi. Barmanul ăla chiar nu îl interesează dacă joacă minori, el e bucuros că își face banii. Operatorul care are în baruri, are în 200 de baruri, nici nu poate să aibă oameni să controleze, să meargă peste tot, să vadă dacă sunt minori și atunci fiecare aruncă pisica. Cine ar putea să controleze? Nimeni n-ar putea să controleze situația asta și nici în alte țări nu se poate controla și atunci au interzis pur și simplu aparatele în baruri, lăsând efectiv doar în sări speciale de jocuri unde poți să controlezi. La noi încă o mare prostie, m-am bătut foarte mult cu guvernanții în momentul când s-a făcut legislația pentru că au preluat o lege veche în care se autorizează fiecare aparat cu fiecare serie. Peste tot în Europa se autorizează sala de joc. Pentru că una e să controlezi o adresă unde sunt 20 de aparate și alta e să controlezi un aparat. Și atunci s-a întâmplat o grămadă de falsuri în care agenții economici au copiat licența cu seria și au mutat-o în două locații diferite, pentru că poți să muți cu aprobare. Dacă era o sală cu adrese, cum este peste tot în Europa și nu-i târziu că s-ar putea și acum schimba legislație, ai o închis și gata, s-a terminat cu adresa. Nu e o serie care se poate muta în toată țara și tot umbli după ăla și nu mai prinzi niciodată. Știți? Adică nu e corect să autorizezi un aparat. Trebuie să autorizezi o sală de jocuri, cum este peste tot în lume. Adică autorizezi adresa respectivă să desfășoare jocuri de noroc. Dacă autorizezi un aparat care are o serie ca un motor la mașină, ăla e de acolo, îl muți de acolo și... Deci, singurul loc pentru a combate dependența de jocurile de noroc este să mergi la psiholog. Nu, singurul... asta e faza ultimă, cum ar veni. Dar dacă ar exista doar săli în care sunt oameni care verifică acest lucru, în momentul când omul are primele simptome, pentru că și asta nu este dintr-o dată. Sunt niște simptome ale unor dependenți. De exemplu, îl vezi pe un când vorbește că îl sună telefonul și fuge afară. Ca în momentul ăla își dai seama că el se ferește de familie sau de colegii de birou care știu deja că el joacă. Deci aia e un prim semn al dependenței. El iese afară ca să vorbească. De exemplu, în câteva casinouri din Marea Britanie au pus niște cabine de alea telefonice clasice și omul intră acolo în cabină când îi sună telefonul care e antifonat de complet și nu se aude nimic, niciun zgomot exterior și are buton trafic, metrou, birou și vorbești cu nevasta care știe că ești la birou, apeși butonul birou, se aude tot felul de calculatoare, de voci în fundal și crede că ești la birou. Dacă crede că ești la metrou sau în trafic, apeși sau claxoane, înjurături, semafoare și așa mai departe. Deci au avut chestia asta tocmai ca să protejeze dependenții de familie, de prieteni și așa mai departe. Cazinourile și jocurile noroc oricum fac foarte mulți bani pentru că probabilistic, matematic, pe termen lung, nu s-a inventat încă un cetățean care poate să trăiască sau să câștige de jocurile noroc în afară de poker. Deci oricum banii vin la noi. De ce să-i omorâm pe oameni? De ce să luăm casele, mașinile și așa mai departe? Când eu am învățat o vorbă, am lucrat foarte mulți ani cu evrei și ăștia spuneau, oaia se tunde, nu se belește. Dacă ai berit-o, nu mai crește blana și s-a terminat. Deci o tuns și ia tot, ia puțin. Omul trebuie să distreze. Eu am spus de nenumărate ori pe posturi publice de televiziune, jucați 10% din venitul vostru lunar, nu mai mult, pentru că dacă joci mai mult, începi să joci tot mai mult. Noi, ca manageri de casino sau de jocuri de noroc, am fost învățați la școală care am făcut-o de management de casino, cum să transformăm un client care vine să distreze într-un client dependent, pe etape, ca și dealerii de droguri, care dau pastile la școală copii gratuit și la un moment dat devin dependent și după aia le vând cocaină pe bani foarte mulți. Așa și cu jocul de noroc. Tu vii să te distrezi, eu fiind, făcând o meserie, te duc încet, 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 încet și te fac să joci tot mai mulți bani, tot mai mulți bani, tot mai mulți bani până îți iau toți banii. Ceea ce nu e în regulă. Dacă tu de acasă, am stat în Vegas vreo 3 ani de zile că am făcut o școală de jocuri de noroc acolo și vedeam americanii care sunt foarte calculați. El zicea, mă duc în Vegas să cheltui, nu zicea să câștig, mă duc să cheltui 2000 de dolari. În momentul când pierdea banii, dacă îi vedea în prima zi, se urca pe avion și se ducea acasă. Deci avea carduri, avea bani, în America ilegal creditul, putea să ia credit de la casino și să ducă banii ulterior. Dar omul, la fel și în Germania, ce mă duc să mă distrez de 100 de mărci sau de euro sau mă duc să mă distrez. La noi românul zice, mă duc să câștig 1000, că am nevoie mâine să-mi plătesc chiria. Și merge cu 100, normal că îi pierde și atunci intervine frustrarea, pentru că dacă tu ți-ai pus în creier că trebuie să câștigi și tu ai pierdut, devii foarte frustrat. Atunci îl rogi pe cetățeanul de lângă tine, dăm și mie 100 de euro că ți-i dau imediat după ce dăm să mă scot, zic ei, adică să-mi recuperez banii, dăm 200, dăm 500, după aia vine un cămătar binevoitor să freacă de tine, pentru că eu ca și organizator într-un casino mare sau într-o sală mare de jocuri, eu nu pot să fac distinție că e prietenul tău sau cămătar, domnule, dumneata ești cămătar sau îi dai banii fără camătă. Și atunci vine ăla și ce, lasă-mi mie ceasul sau cheile de mașină că îți dau până mâine nu știu ce sume de bani și se bagă
deep, și a terminat. Afară, de exemplu, ca să se evite cămătăria și așa mai departe, în foarte multe țări europene și în America, creditul acordat de către firme de jocuri de noroc este legal, cu anumite restricții foarte puternice. Adică, n-ai voie să iei omului dobândă, n-ai voie să iei garanție și nu ai voie să te îndrepți împotriva lui dacă nu ți-aduce banii. Pentru mine este foarte ok, pentru că 70% din creditele care se dau în cazino se recuperează, adică omul vine și aduce pentru că e client constant. Dacă nu mi-aduce, n-am o problemă, pentru că eu nu-i dau bani cash să-mi fugă cu bani. Eu îi dau niște jetoane pe care scrie 10.000 și pe care până mi-a costat un dolar, ăla joacă o jumătate de oră, i-a pierdut, să fie sănătos. Dacă nu mi-aduce bani, i-am dat un drept la joc, că băut o apă plată și o cafea. Nu e o dar risc. Sunt legale creditele acestea în România? Da. În România nu, dar zic în America. Și atunci, nefiind legale creditele, apar cămătarii, apar tot felul de oameni. Ați care încercat dau bani să introduceți asta cu creditele? Am încercat, am discutat cu guvernanții noștri, dar noi avem niște idei fixe, puține și nu reușim să trecem de ele. Pentru că știți că a fost un fenomen foarte puternic cu cămătăria. A fost o acțiune puternică cu Dicoto, au luat o grămadă de clanuri care dădeau bani cu camătă prin cazinouri, adică... Își vând și joacă oamenii la jocurile de noroc, casa, nevasta, mașina... Bineînțeles, că de-aia spun, adică el când deci rămâne fără cazuri? Bani... Cunoașteți cazuri? Cunosc foarte mulți oameni care s-au nenorocit din cauza jocurilor de noroc. Uitați cazul Vlasov, de exemplu, care a fost prin niște camere de comerț. Jocurile de noroc l-au nenorocit pe Vlasov, adică a ajuns până să joace cu cardul camere de comerț la casino. Asta e, și acum are un proces pe rol pe tema asta. Adică omul ăsta, toți banii care îi făcea sau îi procura sau așa, de-aia și făcut anumite fraude și de-aia a fost și arestat și de-aia este și acum în proces, pentru că el încerca să facă rost tot mai mulți de bani pe care nu făcea altceva decât să-i joace în cazinouri. Nu înțeleg de ce statul român nu a luat măsuri mai repede, pentru că omul juca de 10-15 ani, sume colosale, juca la fiecare vizită câteva sute de mii de euro. Și era foarte ușor, pentru că noi suntem entitate raportoare la Oficiul Spălării Banilor și raportam absolut toate tranzacțiile lui, adică se vedea de ani de zile că omul joacă sute de mii, milioane pe lună. De ce a trebuit să ia măsura cu 2 ani sau cu 3? De ce n-a luat măsura cu 7 ani sau cu 8 sau cu 10 sau... Deci e o nebuloasă pentru mine. Și oameni de afaceri foarte mari, o grămadă care au fost prin cazinouri, au trecut și și-au lăsat averi. Adică în momentul când vii la cazino, personalul este făcut și instruit să te perie. Domnule, ce mușchi ai, ce bun ești, ce tare jos, ce deștept ești, ce norocos. Și atunci tu sunt tot felul de fete de la PR, mai puțin sau mai mult îmbrăcate, care spun, domnule, ce jucător norocos, și te împing să joci, te împing să joci, te împing, asta e jobul lor, asta fac, asta e meseria, să te împingă să joci. Și atunci te baci tot mai adânc, mai adânc. Sunt trei tipologii de jucători la cazino. Prima este, sunt cei care zic, domnule, în fiecare săptămână ies cu nevasta la restaurant și cheltui 200 de ron, m-am plictisit și ea s-a plictisit, hai să încercăm altceva. Cu același buget mergem la cazino, ne plătim biletul de intrare. Jucăm, cât jucăm, mâncarea e băutura gratuită și am avut entertainment. Dacă câștigăm bine, dacă nu, aia sunt corporatiști, oameni deștepți, nu joacă mai mulți bani, chiar dacă au, nu iau împrumut să duc acasă. A doua categorie sunt cei care visează să câștige visul românului întotdeauna, să câștigă la loto sau la casino o sumă mare, să o pun la bancă, trăiesc în dobânzi și nu mai fac nimic, stau la bambu în fiecare weekend. Ei, ăștia sunt cei mai puternic îndreptați spre dependență, pentru că mergând la casino cu ideea că vei câștiga și începi să pierzi, nu poți să te oprești și nu poți să te nu poți să accepti faptul că ai pierdut. Și atunci tu vrei să câștigi și încercând să câștigi tot mai tare te bagi într-o gaură de aia în care nu mai ești niciodată. Iar a treia categorie sunt oameni care au foarte, foarte mulți bani și au nevoie pur și simplu de adrenalină. Au văzut lumea, s-au plimbat cu iacturi, au făcut absolut de toate și pur și simplu se plictisesc. Că ia oricâți bani ar juca, tot n-au cum să-i joace pe toți care iau. Și atunci joacă niște sume. Făcând școala Vegas, am văzut oameni care jucau pe seară câte 1.200.000 de dolari și plecau cu sâmbetul pe buze și veneau și a doua zi și a treia zi și peste 6 luni și nu erau bani pentru el 1.200.000 de dolari pe zi. Adică cam... Dar România se joacă, adică se joacă într-o seară, un om poate până, să... Până în 2010-11, când a venit criza și până a intrat DNA-ul în ei, jucau sume foarte mari și românii. Jucau cam 500 de mii. Erau români care jucau și 1.000.000 pe seară, 1.000.000 de dolari, 1.000.000 de euro pe seară. După care a început cu scandalul cu corupția, s-au golit toate restaurantele de pe nord, s-au golit toate magazinele de la tot felul de branduri de-astea de lux, s-au golit cazinourile pentru că a intrat frica în ei. Sau au rămas fără bani, sau l-a confiscat banii, dar oricum nu mai joacă. Și atunci mai sunt români care joacă, dar din cauza scandalurilor de corupție și din cauza problemelor care le au în justiție sau cu partiere de afaceri, se urcă pe avion, se duc într-o oră la Viena, sunt acolo, e cazino Austria, e cazino de stat, joacă acolo, sau în Berlin, sau în Cipru, sunt locuri unde
Adică sunt oameni care niciodată n-au intrat în casino în viața lor, români, politicieni, oameni de afaceri, care merg doar la casinourile de afară, nu joacă sau au posibilitatea să joace pe online acasă, că la online poți să joci și la casino, și la păcănele, și la poker, și la ce vrei. Se spală banii casinouri? N-ai cum, pentru că... Există chestia asta, existau informații din presă, că deci vin existau străini țări, și... Existau țări unde în momentul când făceai cash out o anumită sumă de bani, îți dădea o hârtie în care spunea: domnul Costanescu a câștigat la casinoul nostru 500 de mii. Având niște bani din droguri, din prostituție sau din afaceri murdare, puneai banii a cash cu chitanța și duceai la bancă: uite, domnule, am bani, am câștigat la Costanescu la București. Da. La noi, în legislație, de la început s-a prevăzut că este interzis orice fel de document care să ateste câștigul la jocuri de noroc. Asta ne-a încurcat foarte mult pentru că oamenii nu puteau să iasă cu banii din țară, pe legislația veche. Adică câștigau un străin, să zic, 200 de mii de euro și la otopeni acolo, ca să poți să scoți mai mult de 10.000 sau de 15.000 din țară, trebuie să justifici cu anumit document. Mie, interzicându-mi legea să-i dau orice fel de document, omul era în imposibilitate să poată să scoate banii din țară și atunci nu veneau să joace în România. Pe legislația nouă din 2015, există posibilitatea ca omul, când vine să joace în România, să-și transfere banii prin bancă și banca, entitatea raportare la Oficiul Spălării Banilor, și se poate vedea imediat tot circuitul ăsta banilor, și cazinou îi transferă înapoi banii prin bancă după ce a câștigat sau partea din bani care i-au mai rămas după ce a pierdut. Adică tot este transparent, corect. Ca să poți să speli bani, trebuie să ai un document justificativ că de unde ai, un act de proveniență. La cazinou, din moment ce legea interzice să dea orice fel de act, n-ai cum să speli banii. Ce turiști? Ce fel de turiști, din ce țări vin turiștii să joace la cazinourile din România? Sunt două categorii de turiști care vin. Sunt cei care vin întâmplător în București, adică să viziteze pur și simplu, stau în hotelurile astea mari, Marriott, Radisson, Novotel și așa mai departe, și plictisindu-se seara vin și joacă de plăcere, bea o bere și joacă la păcănele 20 de ron, 50 de ron, 102. Și sunt grupuri organizate de jucători pe care aduc cazinou în fiecare weekend din țările în care sunt interzise jocurile noroc, respectiv țările arabe, Israel, unde există contracte de junket, omul este obligat să joace o anumită sumă de bani, nu să piardă, să joace, să ruleze. Adică vine de joi și pleacă duminică, trebuie să joace măcar 2000 de dolari sau de euro, depinde din ce țară este. Au contract și... acolo. Exact, cazinou îi oferă cameră gratuită, bilete de avion, transfer de la hotel. Dacă omul rulează suma respectivă de bani, e ok. Dacă nu, este obligat, pentru că îi se ia cardul de la început, să-și plătească camera, să-și plătească hotelul, să-și plătească biletul de avion și mai departe. La noi sunt pe sume de bani în Europa, de exemplu în Vegas, același contract este pe timpul petrecut la masa de joc. Adică în Vegas primești cameră gratuită, primești biletul de avion, banii pe biletul de avion, dacă stai la masa de joc minim 4 ore pe zi. Și atunci ei au un surveillance foarte bun, pentru că verifică fiecare client, au un sistem mult mai dezvoltat de camere decât noi, pentru că la ei nu există buletin la intrare sau pașaport. În Vegas intri din stradă, intri direct în casino, sunt niște uși mari deschise și sunt niște camere care sunt topometrice și citesc distanța între oasele feței. Adică indiferent dacă ești trișor sau hoț și spui tu barbă sau ochelari, camerele alea te identifică și spune: Costanescu, care e trișor la nu știu ce fel de joc, este în sectorul A4, vine un nene de la mare, așa, cu ceapă de aia mare, te ia de gât și de afară. Adică din cauza asta, pentru că la noi fiecare client când intră în casino, îi se scanează buletinul, pașaportul, este introdus într-o bază de date, dacă a făcut prostii este pe blacklist și nu are voie să intre. Până acum în România sunt aproape 40.000 de oameni pe blacklist care nu au voie să intre în casino din diferite motive, bacă mănâncă și nu joacă, bacă au trișat, bacă au furat. 70% din furturile din casino se fac împreună cu personalul, pentru că este foarte, foarte greu să furi tu singur ca și client, pentru că sistemul de securitate la casino, fiind vorba de bani, cash și de jetoane, este foarte, foarte bine pus la punct. Și adică dacă n-ai pe cineva din interiorul casinoului să te ajute, este foarte, foarte greu să reușești să furi. Mai sunt trișori de ăștia și mai sunt card counterii, oamenii foarte deștepți, de care noi ne ferim cel mai tare, care numără cărțile. Ei nu fură, dar sunt așa de deștepți încât țin minte număr cărțile de la blackjack și n-ai nicio șansă împotriva lor. Și atunci sunt vreo 2500 de oameni în bază de date a cazinului în toată lumea, care circulă peste tot, dar noi îi avem și noi și nu îi lăsăm să intre în cazinul. Nu poți să joace păcănele, poți să joace rulete, dar nu poți să joace blackjack, pentru că nu avem nicio șansă împotriva lor. Și nici nu poți să nu-i dai banii, pentru că el nu trișează, e deștept pur și simplu. El ce face? Ține minte, deci la blackjack, de exemplu, sunt 6 pachete de cărți, ori 52, 300 și ceva de cărți. Ies
ies 3 sferturi din cărți, sunt mize minime la mesele de joc și mize maxime. Miza minimă e 5 euro, miza maximă e 500 de euro. Omul joacă până vede că ies 80% din cărți pe 5 euro și ultimele mâini, când știe 99% cam ce cărți sunt, sunt 7 boxe, pune 5.000 de euro pe boxă, 35.000 de euro, 10 mâini, ți-a luat jumătate de milion de euro într-un sfert de oră și te-a salutat și a plecat acasă cinstit, fără să trișeze, fără să... și n-ai nicio șansă în, împotriva lui. Cazinoi, cum am spus mai devreme în interviu, sunt jocurile de noroc, de fapt, probabilistică și matematică. Ce ați văzut prin filme, că s-a închis un cazino, că a câștigat nu știu ce sume uriașe și a pus pânza neagră pe rulete, e o prostie. Pentru că eu, ca manager de cazino cu școală, eu știu exact când am deschis ușa câți bani am în caserie și fixez mizele de joc în așa fel, oricât ar fi cineva de norocos, fără să trișeze sau facă alte prostii, să nu poată să câștige mai mult decât bani am eu să-i plătesc. Și atunci n-ai cum să dai faliment sau să asta dacă ai un flux de clienți corespunzător sau dacă știi meserie. Deci tot este matematică probabilistică. Sunt șanse mai mari la ruletă pentru client, deși jucătorul are impresia că are mai multe șanse la blackjack, că poate să se oprească, carte, cere, refuză și mai departe. La ruletă, de exemplu, pentru client sunt șanse de între 95 și 97% din totalul sumei rulate. La blackjack, casino ia 25%, deci clientul are de 8 ori mai puține șanse decât la ruletă. Dar ruleta fiind un joc foarte dinamic și jocul de sărșunțe foarte rapid, dacă toată masa este plină, durează cam 3 minute într-un spin sau alt spin. Și atunci e mult mai profitabil pentru casino blackjack-ul sau Ultimate Texas sau tot felul de jocuri de-astea de poker, unde clientul crede că are vreo șansă că refuză cărți sau ia, dar alea sunt cele mai profitabile pentru casino, adică ajung și la 30-40% șanse pentru casino. Ideea generală este că, pe termen lung, dacă joci un an de zile frecvent, o dată pe săptămână, nu ai absolut nicio șansă să rămâi cu bani în plus, decât la poker, atât. În rest, joci doar de plăcere, de distracție, pierzi sigur, garantat 100%. Am aproape, cum am spus, din 90, peste 2 ani fac 30 de ani de jocuri de noroc, nu am văzut niciun client care să joace frecvent, constant, o dată pe săptămână și să rămână cu bani la sfârșitul lui. Nu există așa ceva. Deci pierzi. Casino este să te distrezi, să vii să ai o seară frumoasă, să mănânci bine, să bei o șampanie, să joci o sumă care ți-ai fixat-o de acasă, nici un leu în plus, nici hai că mai stăm, hai că mai încercăm o dată, hai că a fost aproape de numărul meu și vine acum. Suma cifrelor de pe ruletă de casino știți, nu? Nu. Deci știți că pe ruletă sunt de la 0 până la 36. Da. Dacă adun 0 plus 1 plus 2 plus 3 până la 36, fac 666. Mai departe, gândiți-vă... Are România puține cazinouri mari? Că înțeleg că sunt 5 cazinouri mari. Sunt 5 cazinouri. Situate numai în București. Toate doar în București, pentru că taxele sunt foarte mari și trebuie să ai clienți ca să poți să suporți aceste taxe. Dacă nu aveam posibilitatea să aducem clienți din afară și ne bazam doar printr-un clienții români, acum când vorbim, nu mai există absolut niciun cazino, pentru că în cazino în București înseamnă 3-400 de angajați, înseamnă 2-300 de mii de euro doar salarii pe lună, înseamnă cheltuieli de cel puțin 500 de mii de euro pe lună și cu clienții români sau cu clienții constanți care vin zilnic și joacă 100 de euro sau 50 de euro sau 100 de ron sau 200 de ron, n-ai cum să acoperi nici măcar jumate din aceste cheltuieli. Deci cazinurile din România sunt susținute de străini. Aici avem o altă problemă, pentru că sunt probleme foarte mari cu străinii care vin din țările care nu sunt în Uniunea Europeană și dacă merg la ambasadă și spun că am transferat un milion la casino, nu le dau viza, că spune că nu sunt serioși, că ei joacă jocuri de noroc. Adică toate țările încurajează, inclusiv Austria, care casino Austria este casino de stat, statul austriac îl deține. Toată lumea încurajează străinii să vină la ei în țară pentru turist, că unul care vine... România nu dau, trepțețele din România nu dau viză. Avem probleme mari cu consulatele, ambasadele românești din țările arabe sau din Turcia, nu știu, care dau foarte greu viza, deși dovedim, adică le facem invitație, clientul dovedește că a transferat un milion în contul casinului și că e om de afaceri, nu e, vine să muncească aici unul care joacă un milion la casino, foarte, foarte greu dau viza, adică chiar nu... Mă depășește această situație. Și de ce nu avem și în Cluj? Și mai avem încă o problemă foarte mare cu băncile. Foarte multe bănci au început să refuze să se deschidă cont dacă ai firmă de jocuri de noroc, indiferent că ai licență, că ai autorizație, că ai plătit taxele, că nu ni se dă nicio explicație. Am făcut acum o masă rotundă cu ANAF-ul, cu ARB-ul și așa mai departe. A venit chiar vicepreședinta de la ARB, o doamnă, nu mai știu cum o cheamă, și ne spunea că o depășește și pe dânsa, că o să intereseze și că nu știe care e situația. Deci am primit o grămadă de scrisori de la bănci, inclusiv clienții noștri care s-au deschis conturi online, au primit că să-și închidă contul pentru că băncile nu mai acceptă nici măcar persoane fizice care obțin bani din jocuri de noroc. Deși tot este legal,
fără probleme, adică tot e pe licență, tot este cu taxe și impozite, adică sunt defavorizat, să zic așa, față de alte activități comerciale, pentru că și eu am, noi avem 3 cazinouri, avem 1500 de angajați în total, dau statului român, anul trecut am dat 7 milioane de euro doar la un singur cazino, 7 milioane de euro în taxe și impozite, adică nu e normal să mă restricționez când aduc atâtea beneficii, pentru salariați, pentru asta, aduc străini în țară, de ce să nu mă las să îmi deschid un cont și să-mi fac operațiunile care sunt cinstite, corecte, îmi plătesc taxe, impozite și așa mai departe. Nu mi se pare în regulă. Cam cât aduce industria de jocurile de noroc, cam câți bani aduce la buget anual? Multe sute de milioane aduce și multe zeci de mii de angajați lucrează în această industrie. Gândiți-vă că sunt doar 72.000 de păcănele, de slot machine, care dacă s-o cotești, doar taxa e fixă de 3.000 de euro pe an, care e taxe fixe indiferent dacă pierzi, dacă câștigi sau așa mai departe, cum ești la cazinoul, 5.000 de euro pe masă pe lună. Deci doar de la păcănerea, 72.000, dacă le mulțești cu 3.000, îți dă 200 de milioane de euro doar din taxe fixe. Nu mai vorbesc de impozit pe profit 16%, taxa fixă de mese la cazinoul 5.000 de euro, mii de agenții de pariuri, deci online-ul, vorbim undeva de până într-un miliard de euro, plus că la jocurile de noroc nu se deduce TVA-ul, tot ce bădim pe chirii. Avem chirii aici la Merot câteva zeci de mii de euro pe lună, plătesc TVA la ea, e nedeductibilă, pentru că la jocurile de noroc nu există TVA. Mă costă mâncarea și băutura clienților aproape 100 de mii de euro pe lună, mâncare, băutură, plătesc TVA, nedeductibil, deci bani aruncați. Deci adunând și operațiunile onexe, conexe, chirii, mâncare, salarii și mai departe, ajungem cam la statul român să beneficieze de aproape un miliard de euro anual din jocuri de noroc. Sunteți mulțumit de legislația din domeniul jocurilor de noroc? Ce mai trebuie îmbunătățit? În mare parte, da. 90% este ok și, cum am spus, am fost lăudat și de Bruxelles că avem una dintre cele mai bune legislații de noroc din Europa. Sunt un mare partizan al opririi minorilor de la jocuri de noroc și a celor care își pierd ultimul bănuț. Deci, din cauza asta militez și am spus și acum în interviu că n-ar trebui să mai existe săli mici de jocuri la parter de bloc. Ar trebui să lase doar agenții de pariuri, săli specializate de jocuri și cazinouri, atât. Pentru că unul care chiar își dorește să joace, se duce și găsește o sală de aia. Nu mai merge în orice cârciumă. V-am spus, la noi încă trimitem copiii după țigări și după băutură la bar și copilul ăla merge cu 10 ron în mână și bagă în aparatul ăla că are bill acceptor și bagi, nu trebuie să-ți bagi ceva cu cheia cum era pe vremuri, îl bagă acolo în aparat și până iese la după bar, care oricum n-are chef și nu-l interesează că nu-i firma lui și nu-l interesează dacă ia cineva licența, ăla băga banii și joacă acolo, prinde gustul, mai și câștigă, vin 2 steluțe, 3 steluțe, face 30 de ron și aia e, fură bani de acasă și e, nu mai ia nici, nu mai merge nici la școală, e distrus complet pentru societate, adică nu poți să distrugi un om așa, adică să n-ai conștiință. Sunt mulți operatori de ăștia mici de jocuri care au până cârciuri, care se bucură, adică oamenii ăștia nu au conștiința că distrug o familie sau distrug un om sau fac un minor să fie dependent, nu pot să mă bucur de banii unui amărât sau unui sărac. Că pierde la care a câștigat 10 milioane și pierde 1 milion, să fie sănătos, să-mi aducă banii, sunt foarte bucuros. Dar când unul vine de la fabrică cu salariu de 12 milioane și îi lasă mie la păcănele, niciodată nu s-a acceptat așa ceva. Niciodată în viața vieții mele, am conștiință, nu pot să trăiesc cu asta. Cazinoul din Constanța. Ce părere aveți? De ce nu e o clădire foarte frumoasă, cu tot, istorie? De ce nu... Autostrada Pitești-Sibiu. De ce... țipăre nou că închide fabrica și nu așa, pentru că nu există interes, nu așa e și cu cazinoul din Constanța. Ar putea fi deci, o locație foarte bună pentru cazinou, mai ales în perioada verii. Atâta timp cât nu există facilități fiscale. Da. Dacă vă aduceți aminte, când era Mazăre primar, a făcut un contract cu firma Quinco, care avea cazinoul Palace și care aveau și în cazinoul de la Lutrachis și erau cotați la bursă. Era firma Quinco cotați la bursă și făcuseră un contract pe termen lung, dar îi obligaseră să renoveze integral clădirea așa cum a fost inițial. Fiind monument istoric și trebuind 7.000 de aprobări și de astea, au făcut niște calcule și minimul care trebuia renovat ca să arate cât de cât cum a fost era 15 milioane de euro. Ei, băgând 15 milioane de euro în clădire, mai băgând încă 10 în cazino, pentru că ca să faci un cazino luxos, eu am făcut cazino de la Novotel în 2007 și am băgat 10 milioane de euro în el. Cei care au fost acolo știu că acum arată un cazino de lux. Deci atât a fost investiția, 10 milioane. A venit criza, am dat faliment, am rămas homeless, fără niciun ban, am luat-o de la capăt. Dar vreau să zic că un cazino bun, care era Novotel și era 2000 de metri, el are nu știu cât, 5000 de metri sau 7, am băgat eu 10 milioane de euro. Deci era probabil că trebuia să bage încă 20 sau încă 30, plus 15 renovare erau 50 de milioane. Dacă un cazinou în București face 200-300 de mii de euro pe lună, în condiții în care ai infrastructură, ai aeroport, ai tot,
ăla nu făcea nici 100 acolo. Deci gândiți-vă, faceți un calcul, dacă făcea 100 de mii pe lună, 1 milion pe an, în cât timp scotea 40, în 40 de ani era amortizată investiția. Deci un om de afacere își pune A, B, C, D, E, nu este calculul, nu mai face. Deci nu este viabil să facă cineva casino acolo. Dar fiind o clădire așa de reprezentativă pentru statul român, trebuia să o renoveze ei. După ce o renova, făcea tot felul de activități incinte. Putea să facă inclusiv casino într-un sector, un restaurant de lux, putea să închirieze. Dar statul trebuia să renoveze, nu să dai la o firmă privată care n-are cum să-și scoate banii niciodată. Niciodată. Orice clădire, monument istoric din orice țară care e reprezentativă pentru țară și aia chiar e reprezentativă, o renovează statul, nu firmele private. Cum vedeți viitorul industriei jocurilor de noroc în România? E foarte greu de anticipat. Avem o creștere puternică la online, pentru că e foarte facil să pariezi, să nu mai mergi până să mai cobori din casă, să mai pariezi la o agenție de asta de pariuri, unde să stai la coadă, să pui biletul, ai telefonul mobil în 2 secunde, ți-ai pus pariul. Dar și riscul de dependență e foarte mare. Nu, pentru că pe partea de online sunt programe foarte bune, softuri pentru detectarea dependenței sau pentru detectarea persoanelor care nu sunt autorizate să joace. Și se cer o grămadă de hârtii, trebuie să-ți faci poză cu buletinul în față și tot felul de nebunii, adică mult mai ușor controlezi la online dependența și minorii și tot decât la land-based. Din punctul ăsta de plus, nu se pot obține bani la negru la online pentru că toți banii sunt depuși prin bancă, toți banii sunt depuși prin anumite softuri și n-ai cum să, pe când la păcănele, dacă unul la țară își pune în cap, poate să fraudeze aparatul, poate să umble la contoare, poate să declare mai puțin, poate să facă ce vrea el, dacă e de proastă credință. Dar la online este exclus să poți să faci absolut niciun fel de infracțiune economică, să faci o fraudă, să faci nimica. Exista o posibilitate, până nu a apărut legislația în 2015, să speli bani pe online, pentru că se puteau transfera, de exemplu, eu dacă depun banii la PokerStars, dau un exemplu așa, depun banii acolo în cont, joc, în momentul când retrag banii, banii apar că ar veni de la PokerStars, deci eu am jucat poker cu dumneavoastră și dumneavoastră mi-ați dat banii, nu PokerStars-ul. Și atunci ce făceau oamenii? Depuneau o sumă mare de bani, 1 milion de euro să zic, sau 100 de mii, vrea să dea o șpagă cuiva, juca cu o persoană care și-o alegea el, că putea să-ți alegi masă privată, să fie doar 2 persoane, pierdea banii. În momentul când persoana respectivă câștiga cei 100 de mii și retrăgea, n-apărea că ar veni banii la Constantinescu. Apărea că venea de la firma cutare și că a jucat la jocuri de noroc. N-aveai cum să-l prinzi și era spălare de bani, 100 de mii, frumos. Acum, pe legislația nouă, este interzis orice fel de transfer de bani între jucători. Adică nu mai am voie să vă depun eu bani în contul dumneavoastră PokerStars și după aceea să-i retrageți. Sau nu mai avem voie să jucăm noi doi la masă privată și după aceea să scot eu banii. Adică sunt programe de-astea care detectează imediat toate operațiunile astea. Pe când la jocuri live nu există așa ceva, adică n-ai un control așa de puternic ca și la online. Viitorul industriei? Foarte greu de anticipat, zic. Vom mai avea cazinouri tradiționale sau toată lumea va migra pe online? Pe termen lung poate, dar pe termen scurt, adică vorbesc de următorii 10-20 de ani, vor rămâne, pentru că e senzația când pui mâna pe jetoane, atmosferă, femei frumoase, mâncare bună, muzică, aia nu o găsești stând cu o tabletă în față sau cu un telefon niciodată. Adică sunt clienți care nici nu vor să audă de online și vin la casino de plăcere a atmosferei, de să întâlnesc cu prietenii, socializează, bea o bere, mănâncă. Sunt oameni care își controlează viciul ăsta și joacă sume normale, limitate, adică 10% din veniturile lor lunare, și așa mai departe. Adică el niciodată nu s-ar duce să joace pe telefon pentru că nu-i place. Nu, una e să stai în fața unui ecran și alta e să ieși în casino seara unde ai o muzică live, ai o mâncare bună, ai niște amici și stai de vorbă, ai o seară frumoasă petrecută. Adică nu mai ajunge niciodată într-un club de la unde îți bagă muzică de-aia house, electronică și te bălângăne acolo și mai tragi o linie și mai nu știu ce. Nu. E altă plăcere, alt fel de oameni. Deci vom avea cazinouri tradiționale și în următorii... Și eu zic, sunt de sute de ani, deci n-ar fi și acum. Adică sunt oameni care sunt consecvenți și constanți acestui fel de joc de noroc și le place atmosfera și nu au de ce să se ducă. Vă mulțumesc mult de tot pentru interviu și vă așteptăm și data viitoare.